Cunosc frați care sărbătoresc zilele de naștere și invită oameni din lume la aceste zile. La fel când dau binecuvântare de copii. Este ceva normal pentru creștini? La orice eveniment, o familie creștină poate să invite la adunare și 100 de nepocăiți ca să asculte cuvântul, să vadă cum să facă o binecuvântare, un botez, o cununie, sau mă rog, toate astea sunt frumoase, dar a sărbători o zi de naștere cu mese festive, cu tot felul de lucruri, cum e acum în lume, cu prăjitură, cu din astea lumânări, cu să suple în lumânare. Și toate astea sunt lucruri păgânești și mai mult a sufla în lumânare și a avea lumina aprinsă de ziua nașterii este un lucru ciudat de tot. El vine de la un cult vechi, foarte vechi, și ține de vrăjitorie. Și pentru un copil a Domnului nu-i bine să se implice în vrăjitorii. În alt lucru, care este iarăși dăunător, că tu, copilul tău sau tu ai prieteni și îi inviți să stea cu tine la masă și sigur tu le dai o prăjitură sau chiar o masă cupioasă, depinde, și beuturi dulci și așa, dar el, când îi vine rândul lui, el se simte jenat, trebuie să mergi și tu la el la masă. Și la el la masă se pune beutură alcoolică și tu n-ai drept să stai la masă unde este beutură alcoolică. Așa că trebuie să fii cu minte. Eu, ca să fac o mâncare de ziua mea, n-am făcut niciodată. Și mai mult ca atâta, eu nici nu țineam cont când e ziua mea de naștere. Dar acum, de când sunt aici, ca să dau o instrucție celor care vor să o vadă, când e ziua mea de naștere, poate nu se nimere duminica sau joia sau marța când noi avem adunare, dar se va nimeri luni, atunci marți, sau se va nimeri miercuri, atunci joia, sau se va nimeri vinerea, atunci joia, sau se va nimeri sâmbăta, atunci duminica. Eu rog pe frați, lucrători în special, și nu mă, cum să spun, nu mă deranjează dacă vine ultimul de pe ultima bancă să se roage pentru mine, să mulțumim Domnului că am împlinit atâția ani și să mă ajute mai departe să trăiesc cu Domnul. Asta fac, dar mâncare, mesă și altceva, eu așa ceva nu fac, n-am întrebuințat. Eu nu mă duc dacă fac nepoți de-a miei o masă ca tare. Ei știe, nu mă cheamă, nu mă duc, nici nu știu, fac, nu fac. Nu mă interesează astea, dar le-am spus tuturor că nu-i bine. Zilele onomastice în Scriptură avem în vechiul al lui Faraon, care s-a terminat cu spânzurarea pitarului, brutarului. Și avem în Noul Testament zilele, zi de onomastică a lui Irod, care s-a terminat cu tăierea capului lui Ioan Botezătorul. Deci, sunt zile numite de sânge. Una de sânge, fiindcă tu îți respecti
sângele tău, moștenirea ta, copilul tău sau pe tine. Și a doua, că în acele zile s-a vărsat sânge. Și apoi, poate că mai știți și întâmplări la zile onomastice, sărbătorite seara după ce s-au îmbetat, cum a fost la Ciora un caz, unul beat s-a apucat de el alalt și l-a tăiat tot cu cuțitul. Și n-a vrut nici popa să-l îngroape, nici altcineva și săracul, un văr de-a lui, a fugit după mine. M-am dus și am ținut eu mormântarea frumos, că eu n-am avut treabă cu beutura lui. Eu am vestit pe Iisus, a fost prezent acolo și primar și toată suita comunii. Și eu am vestit pe Iisus și eu aveam o motoretă pe vremea aia, Carpat Super. Când am gătat la cimitir, le-am spus eu nu stau la masă, nu nimic. Și m-am urcat pe motoretă și am plecat acasă. Am fost de-am îngropat pe mama secretarului 2 de partid de pe regiunea Hunedoara. Și ăla vroia să-mi dea bani, vroia să-mi dea aia, să-mi n-am vrut să iau nimic. M-am urcat pe motoretă și am plecat acasă, n-am stat la masa lui copioasă. Că era deja pusă pe el tot felul de băuturi, ca unul care avea totul la îndemână. Dragii mei, cam atât despre asta. Cum veți, așa faceți. Dar e bine să nu vă mânjiți.